la lovitură din partea Antoniei. Uite ce a făcut cântăreața. Antonia a renunțat la ținutele gesturile care au adus statutul de cea mai sexy vedetă din România în urma... În urmă cu câțiva ani s-a transformat într-un adevărat băiețoi. Cântăreața face glume ca îndrăbesc cu smiley pe care maică nu l-a dobor la pământ. După ce îi pune piedică, isprava a amuzat-o copios. Ha ha ha, so funny. A comentat ea, iar fanii au fost de acord. Singurul care a ieșit puțin și foan în toată situația a fost jucat de la Vocea României, în timp ce Ghesu a preferat să nu intervină în șicane de celor doi. Imaginea este de la filmările pentru campania Pro FM 3 Melodii la 10.000.